Bun găsit, guys, și normal n-aș fuma Crișurel, doar că am ajuns la 11 și o să ne blochez prima aia legendară, mi-l aducesc în câteva chesturi. Așa, am sperat eu cu mică de aici, dar nu mi-a tăcat nimica, din păcate. Arena nouă, nicio ofertă de aici, în afară de Mong și alte chestii aici. A apărut dintr-o dată. Va euro acolo, nu aș băga așa că o să deschidem prima asta legendară și este Delog. Chiar nu doream Delog pentru că e foarte bună. Hai să-l punem pe Delog. Prima noastră legendară. Și o să avem și o a doua legendară imediat. Nu e neapărat bună, dar hai să vedem. A treia, Sparky. Da. A fost aghinioniști un pic, dar mă rog. O să facem un tech troll astăzi cu toate legendarele. O să intrăm pe un anumit. Avem Hogu. Uite aici, o să intrăm pe găiul de care a fost Hogu aparent. Și o să-l edităm. M-am jucat mult, foarte mult, m-am rugat și în primul rând a și plâns, guys, deci chiar am plâns. Ca să fac rost de legendare, o să pun asta aici. Asta. Unde punem? Aici. Și Sparky. O să-mi luăm mult candor dacă o să fosim Sparky. Mă rog, o să dăm mulți de oameni care au electrowizardul, deci nu o să bafez neapărat pe aia. Wizardul folosim și prințul. O să dăm un meci la mișto, nu mă gândesc că e un deck, o să fie un deck super. Nu. Un de făcut la mișto și... Da, parcă nu-mi place neapărat Baby Dragon-ul, dar tot o să băgăm ceva aerian. Hai să zicem musca. Îți face și un agri la muscă, dacă tot. Ăsta e tech-ul meu cu legendare, guys, și ăsta e tech-ul meu care îl folosesc, dar știi, bagă ceva pe acolo. Sparky? O să fac asta așa că nu funcționează, o să schimb la PPK, dar nu o să dăm un meci cu acest deck. Și de ce fac nu știu și nu mi sper că o să-mi pic iar în trofee, pentru că nu mai pot să pici la arene. Ok, am doar Sparky-ul, Kaina, și logo-ul care chiar mi-l doream pe loc, adică chiar doream logo-ul. Și asta nu prea mi-l doream, dar e bună decât nimic. Și Sparky, Kaina. Sparky, nu? Mă rog, și mai mult mi-aș dori Megarite, bineînțeles, și ăsta. E bun. Super bun. Dar că și-a 4 de la Electrolyzer, mă rog. Cu ce tech suntem? Suntem cu tech-ul special. 3 legendare, drept în tech. Și hai să-i rupem pe băieți. Nu știu ce impresiune, mă rog, nu asta contează. Ok, l-avem cu mine, știi și cum să începem din Pocrider. Nici o treabă. Ai, mamă, ce mi-a pus-o. Vreau să mă protejez pe partea aia, mă rog. Bun, mi-a rupt un turn, dar oricum noi jucăm la mișto, deci nu ne pasă. După o să dăm un match mai serios, să zicem. Ok, mi-am bătut foarte repede, dar oricum omul cred că avea un tech bun. Deci o să vedeți. Deci, într-un moment, am pierdut vreo 4 meciuri, fără oprile și am început să plâng și să mă rog și practic, după am reușit cumva să dau așa acolo și pot așa. Dacă pic din arena asta, măcar pot să știu că cresc foarte repede pe cam legendarele cai. Aparent mi-a picat și legendare bune, pentru că Sparky un tot de vești, dar nu prea ai văzut în decur, așa că și-a cadru ușor. Ho, puh.
Asta e bună rău. Și logo-ul îmi place super mult. O să-l folosesc, bineînțeles. Și asta e... Bun, cred. Mă rog, am zis și am vorbit deja și am zis că e super bună, doar că nu cred că o să pot și neapărat în tecul meu. Poezonul e cam nașpa, nu știu ce fac cu el. Hai să-l schimbăm cu ceva foarte bun, cu construcție, uite. Ăsta, cred că mai am încărzit ca soagra de un pic. Mă rog, n-am încărzit destule. Level 7 și face treaba, haide. Să dăm încă un start. O să începem cu o muscă și un balon de secea. Ok. Am și o carte, ta, brother. O să rup și un meci serios, fă. Mamă, ce deck semănător avem. Deci cu asta cred că e bun atunci când joci împreună, pentru că apare din setul. Nici nu jucăm serios, normal, așteptam să faci elixirul, jucăm la miștorul de tot. Mă rog, o să așteptăm să pierdem, oricum tecul se foarte nașpa. O să plângem un pic pentru că suntem triști. Well played. Thanks, ca să simți mai ce simțiți. Ok, mi-a să scos un alt trofeu pe că un trofeu putea să mai scoadă pe că cațul lui din arena. Minunată. Și o să dăm un take cu take cu ăsta să vedem dacă funcționează. Să lasă că fac și un take cu Sparky. Opa, direct aici apare. Hai să scriu și un chat pentru oamenii care o să intre. Gg. Perfect. Bine, să faci tot pe aici. E foarte interesant. O să jucăm cu... Deci o să o rundă, doar că nu pe asta. O să jucăm pe 2 versus 2. Normal sau... Hai să vedem. 2v2, 2v2. Da, 1v2, dar nu știu cum se joacă. Nu merge doar așa. Am un tech foarte ciudat pe cap Sparky și tech-ul nu se protivește, strobe, probabil Beta Healer sau ceva să folosești Sparky-ul, dar mă rog, nu știu cu ce face. Să caut un tech cu Sparky cel mai probabil, unul foarte bun pentru că neapărat mea, totuși. Wow, ok, să vedem. Sparky. În sfârșit suntem și noi aici cu băieții grei. Mamă, direct, toate legendarele le-am pus în tech. Mai dau și de loc acum. Omul ăsta nu înțeleg, am Sparky în spate, deci dă aia. Ok, toată lumea cu legendare, la sfârșit sunt și eu. De ce îi pierdeam, pentru că aveam legendare. Și legendarele chiar sunt foarte bune. Ok, să aștept să fiu de aia. Dacă dă un hit Sparky, eu rupe tot. Sparge tot în față, ești de bun.
Iubesc Sparky-ul. Mi-e cam plac e Sparky. Cam bun. Bine, Sparky ușor de cantărat, de lembru, uite, acum i-a dat un cantăr ok. Dar cum se zice, Sparky e un regal. Nu se o Sparky de extrem de mult de meci. Mi se pare că dă ce mai mult de meci din joc, din ce se iubite. Dar dă parcă ce mai mult de meci oricum. Mai facem din astea. Ok, am ajuns să avem legendare, am avut ceva de făcut. Am aici ce mai bute de la noi din cameră și o să știu că aici e foarte mult haos pe 2v2, pentru că toată lumea are 20 elixiri practic. Și e foarte, foarte, foarte greu de făcut ceva. Măcar cum poți să joci 7 elixiri pe 2v2, că cred că nu te-am spus că o să fie un lag imens, practic, și de asta. Ideea e că o să vedem, bineînțeles, da, la bineînțeles, la Goluc, dacă tot. Nu cum să chis, eu mereu vreau să chis. Dacă dă scheletării m-a rupt, m-a rupt, că n-am dă loc aici pe slot. Ok, fiși care folosim multe chestii pe din, nu știu ce ne-am părăsit și o să pun și tu o lec mai acolo așa. O să punem Sparky imediat, guys. O să punem Sparky, o să rupe topa Sparky nostru preferat. Sparky toate. Doi cu Sparky. Da, Sparky aici. Ia-mi Sparky, băiatul. Protectii de Sparky, aici. Da, nu cred că e foarte bun, am avut puțin noroc pe omul, mi se protivrea. Omul care m-a jucat atât de greu, mi se protivreau foarte bine tech-urile. Multă lumea are prinsesa, sincer. Nu înțeleg de ce lumea are prinsesa, cred că se dă foarte ușor ceva. Cum vreau, sper să-mi dea Mega Knight-ul ca să scrim cu Dark Prince-ul. Dark Prince-ul o să-l scot după ce o să iau Mega Knight-ul, bineînțeles. Nope. Eu zic niciodată să vă jucați chestia aia, pentru că e foarte ușor să activezi tower-ul. Bun, stat. Nu aș băga și de unul la mișto acolo, măcar. Ok. O să ne spargă un turs 100%, dar măcar... A, noi avem taurul din ăsta, taurul de ăla, cum se cheamă? Taurul, așa... Da, că știți pe aia. Dă-i teca! Dă-i, dă-i Sparky, dă-i Sparky, dă-i cu, dă-le cu jocul, căpuț. Păcat. Sparky, du-te, tate! E turba, de aceea ce are turba! Du-te, Sparky, du-te, turbo! S-a dus omul meu cu 3.0 la oră. Da, băi, da, Sparky, ok. Dacă știi să joci, că trebuie să-l pui prima la mijloc. Ca să-i bătim, să-l fugă de aiba la turcă, că ăsta merge cu 2 la oră jumate. Și nu cu ticul ăsta, pentru că ăsta-i ticul care folosesc eu. Și o să dăm un match, să vedem dacă ne jucăm cu tecul ăsta. Și dăm două match-uri, dacă nu ne jucăm pe ambele, o să schimbăm înapoi hall-ul ăla. Holy shit, man. Nu știu dacă puteam să aibă Mega Knight, nu știu ce am zis ce acum, să dau de unul cu Mega Knight. Curând. Ajung la turn prințul meu, deci e foarte bine. Nu dacă uite ceva pe acolo. Așa, am făcut foarte bine acolo.
Ia bă, l-am salvat practic. E ok, e ok. I-am dat și eu ceva de mici pe parte. Spune-mă, ăsta e foarte puternic. Mi-a rupt un lup. Nu contează. Hai să vedem. Avem și de loc pe aici. Ok, așa o să-i dăm. Și pe sporul ăsta. Gata, merge așa. Efectiv, i-a dat cu jocul cap. I-a cam dat el cu jocul cap aici, dar mă rog. Haide, haide. Haide, mă, patiu. N-ai tupeu. Frate, nu stai prins urât. Îmi bag. Ce prins urât de asta? Îmi bag totul. Îmi bag totul. De begal, la de mergi ca cam așa. De begal, pe acolo, pe undeva. O să-l pună... Nu, nu l-a pus. Am crezut că o să pui acolo. Stai acolo, mă, urât, seria pământului. Mă interesează, mi-e doar fix în pulă. Ok, am pierdut runda, dar mă rog, a fost foarte strâns, rupt așa, adică mi-a dat într-una counter, pentru că n-am mai putut și atunci să dau pic, nici pic, mă rog. Am pierdut rundele, nici mă interesează, tecul e foarte bun, oricum, dar o să mai dau un match. Dacă nu funcționează bine tecul, dacă nu știm nici runda asta, mă rog, o să termin match-ul aici și o să zic eu la final, asta a fost episodul de azi, eu o să-l dărim, pa, pa.